Israelul a continuat să lovească pozițiile Hezbollah din Liban, în timp ce gruparea teroristă susținută de Iran a lansat multiple salve de rachete asupra Haifa, Naharia, Galileea și Valea Israel în cursul zilei de marți. Cabinetul israelian a declarat situație specială de urgență la nivel național, autorizând oficialii să ia măsuri pentru a proteja siguranța publică. Armata israeliană a declarat că forțele aeriene au lovit peste 2000 de ținte în sudul Libanului și în Valea Beka, inclusiv lansatoare de rachete, posturi de comandă și alte infrastructuri teroriste, chiar și pe cele situate în casele civile. De asemenea, oficialii israelieni au confirmat eliminarea lui Ibrahim Kabisi, un important comandant Hezbollah. IDF a spus că peste 300 de rachete au fost lansate spre Israel. Au fost înregistrate pagube materiale, dar nicio victimă. Mai mulți israelieni au fost tratați pentru răni ușoare. Oficialii israelieni au declarat că urmăresc ca Hezbollah să fie dezarmat și îndepărtat din sudul Libanului, în conformitate cu rezoluția 1701 a Consiliului de Securitate al ONU, care a pus capăt celui de-al doilea război din Liban în 2006. Administrația Biden se opune unei posibile invazii terestre israeliene în Liban și dorește să continue căutarea unei soluții diplomatice între Israel și organizația teroristă Hezbollah. Acesta a cerut guvernului israelian să asigure protecția americanilor din Liban în cazul unei evacuări. Pe fundalul adunării generale a ONU de la New York, de săptămâna aceasta, un oficial a adăugat că Statele Unite ale Americii vor căuta, cităm, o rampă de ieșire care va împiedica în primul rând escaladarea ulterioară a luptei. Oficialii americani se așteaptă ca Israelul să-și intensifice operațiunile împotriva Hezbollah și estimează că pragul de răspuns actual va crește, a raportat Khan News. Potrivit raportului, oficialii israelieni au transmis în ultimele zile mesaje omologilor lor americani, conform cărora Israelul își poate intensifica acțiunile împotriva organizațiilor teroriste și că guvernul Netanyahu chiar a purtat discuții pe această temă. Administrația Biden estimează că Hezbollah nu va ceda și nu va da înapoi, poate chiar va extinde gama de lansări. Se presupune că Israelul va răspunde în moduri care nu au fost încă folosite. Tensiunile interreligioase din Liban sunt în creștere pe măsură ce zeci de mii de rezidenți din sudul Libanului își părăsesc casele pe fondul atacurilor aeriene israeliene asupra Hezbollah, o grupare islamistă șiită. Au existat numeroase cazuri de rezidenți suniți și creștini în zone mai sigure ale țării, care au refuzat să găzduiască persoane strămutate din zonele predominant șiite. Mulți bănuiesc că membrii Hezbollah se numără printre cei evacuați, fapt care ar face din satele lor ținte pentru serviciile de informații israeliene. Într-un incident din suburbia creștină Ain El Remaneh din Beirut, armata libaneză a fost forțată să intervină atunci când locuitorii au refuzat să găzduiască musulmanii șiiți din sud. Abia după intervenția armatei, musulmanii șiiți plecați din sudul Libanului au fost evacuați din casele pe care au încercat să le preia cu forța. Hezbollah se teme că evacuarea în masă din sud va facilita crearea de către Israel a unei zone tampon în regiune. Sarit Zahavi, președintele Centrului de Cercetare ALMA, a explicat pentru TPS că Hezbollah are nevoie de civili ca structuri umane și va împiedica pe cât posibil evacuarea completă a acestora. Orașele Köln și Berlin au găzduit pe 21 septembrie Marșul pentru Viață, la care au participat mii de germani care și-au exprimat dorința de a vedea viața umană respectată înainte de naștere. Cele 15 grupuri care formează Uniunea Națională pentru Dreptul la Viață au reunit 4.000 de oameni la Berlin și 3.500 la Köln, potrivit organizatorilor. În ultimele luni, Coaliția Progresivă Guvernamentală din Germania promovează inițiative de liberalizare a avortului. Legea actuală permite avortul până în săptămâna a 12-a, după ce a primit consiliere cu privire la implicațiile întreruperii sarcinii. Peste 106.000 de avorturi au fost efectuate în Germania în 2023, conform datelor oficiale, în creștere cu 2,2% față de anul precedent. Alexandra Linder, președinta Uniunii Naționale pentru Dreptul la Viață, a avut un mesaj pentru politicienii germani care se pregătesc pentru alegerile federale de anul viitor, transmițându-le că tot mai mulți alegători sunt sensibili la problema avortului. Evenimentul de la Berlin a fost perturbat atunci când 17 contramanifestanți gălăgioși au reușit să urce pe scenă, dar au fost îndepărtați ferm de poliție. Alpha, Omega.